Salutare! Continuăm cu prezentarea aparatelor pe care le luăm pentru a ne ușura viața și munca. Astăzi să reprezentăm un Samsung, un cuptor cu microunde, seria GX83X, cu grill. Să-l dezbachetăm. Sperăm că ajung să întreg de la curier și că nu are ceva înduituri. Stăm cu sufletul la gură. Îl grebți. Are putere de 800 de wați. Un volum interior de 23 de litri. Are grill. Cum să vedem? Să le analizăm un pic exterior. Dacă totul e în regulă, dacă nu are lovituri. Cutia a venit un pic șifonată. De asta vreau întâi să-l verific pe exterior. Cablu de alimentare puțin cam scurtuleț, merge un pic mai lung în cazul în care nu avem priza aproape să ajungem. Asta ne limitează un pic în funcție de distanța pe care o avem la priză. Ia să vedem ce conține interiorul. Pentru grill ar trebui să avem un suport, un grătărel pentru a ridica mai sus elementul pe care îl preparăm aproape de rezistența electrică. Ia să dăm noi sacul un pic de o parte. Ia să vedem. Așa. În cutie nu mai avem nimic, deci toate ar trebui să fie aici în lucru. Amortizare, dar într-adevăr avem aici restul de accesorii care costă un rotița pe care se mișcă farfuria de sticlă. O să desfacem noi un pic. Așa. Interesant scociul. Așadar, după cum spuneam, văd că deschiderea e limitată la atât. Asta înseamnă undeva la maxim 100 de grade. Că nu e chiar la 90, e mai mult. Pe acest suport cu rotițe vine farfuria. Ce gălăgie. Aceste dâmburele care trebuie să se potrivească perfect cu cuptorul lui și dacă o nimerim, gata, cum am nimerit. Da. Suplimentar avem acest grătar pe care îți vor așeza alimentele astfel încât rezistența electrică de sus să încălzească cât mai aproape de elementul nostru și să-l coacă. Așa. Scotem protecția de pe ușă. Să vedem un pic cum arată. Este varianta cu finisaj tip oglindă. Sunt curios cum va rezista la amprente. Hai să vedem.
vedem, ne vedem. Interesant. Noi cel mai lăsăm un pic, să oferim și celorlalți membri ai familiei posibilitatea de a trage țipla. Știu că tuturor le place asta. Trage țipla de pe telefon, de pe orice gadget sau aparat electrocasnic, aici avem manualul de utilizare. Bănuiesc că are și în limba română. Așa, acum aș vrea să luăm puțin în priză, să vedem ce zice. Să vedem dacă îi place sau nu. Dar priza asta... O să-l mutăm și o să-i facem probabil imediat. În rest arată bine la interior, aici avem meniu, panou de comandă, avem diferite tipuri de alimente de preparat, băuturi, da, putem dezgheța diferite tipuri de alimente, aici avem partea cu microunde și parte de grill sau microunde cu grill, programarea, aici avem de timpul pe care îl setăm să ne prepare hrana, avem și un mod eco, când nicăieri am înțeles că mai taie din alimentare în momentul în care nu este utilizat, deci va avea un consum mai mic de energie pe perioada de standby. Da? După ce ne setăm diferite meniuri de aici și aia, apăsăm start și el pornește și face treaba. Ca să deschidem ușa, avem acest mic buton. Ia să vedem. Să mai facem o probă, să vedem cât e de gălăgios. Nu se deschide. Nu e așa de gălăgios. E ok. Are o greutate de 12 kg doar el și ambalat 13 kg. Da, un pic greuț. Dar nimic deosebit. Îmi place aspectul lui lucios. Probabil va fi un magnet de amprente. Dar o să avem grijă de el și o să ștergem de fiecare dată când arată urât. Da. La spatele să vedem. Să prezintă spatele. Avem aici etichetă cu serii și cod de produs. Și diferite informații pe care nu cred că ne interesează acum, ci doar în cazul unui service. Cablul este prins aici ca să nu fie smuls din carcasă. Aici probabil generatorul de microunde, am uitat să vă zic, are, emite microunde pe 3 căi diferite. Asta înseamnă că va accelera perioada de încălzire sau de coacere. Nu? Se va mișca mai repede. Așa zic ei. Una peste alta arată destul de bine. Revenim imediat să-l punem și în funcțiune. L-am adus în bucătărie la o priză și aș vrea să-i facem o coadă. Nu l-am mai pornit niciodată, asta e prima oară, da? Abia l-am băgat în priză, el spune că e 12.0, dacă m-am gândit-o pe aici, au trecut 2 minute. Asta este tot. Spun că nu e privire într-o aici. Totul este email. Emailat. Tabla. Dubiesc că trebuie să umbli un pic aici ca să-l poziționez corect. Am ceva la dezghețat. Să-i punem ce am găsit repede pe frigider. Pe frigider o filet de brânză de oaie. Congelat. Ia să vedem noi acum dacă ne iese. Și avem așa, frozen. Nu. No.
Frozen pasta, frozen fish, drink frozen ready meal, ready meal. Da, să-l deschidem. Să tabla, face cam urât. Sute de vați. 6. 800, deci asta e maxim. Unde-i plecat? 800 de vați, grill, clock. Da, aici. Cum reușim noi? Ne-am pornit, nu știu exact pe ce. În interior nu se vede atât de bine. Aici sunt foarte aproape de... Da? Deci trebuie să fii foarte jos, doar în poziția asta vezi ce ai acolo, dacă te dai mai sus deja. Nu se mai vede așa de bine, ia să vedem, s-a întâmplat ceva? Mai nimic. Da, un pic l-am dibuit, deci ca să poți utiliza alt meniu în cazul care ai greșit sau ai constatat că nu e ceea ce trebuie, apeși pe stop. Da? După aia, alegi meniul pe care îl dorești. Da? Pui stop. Dacă n-ai ales corect, alegi altceva. Hai să vedem acum, să-i dăm un start. Vedem ce zice brânzica noastră. Să-l lăsăm să-și facă treaba. Asta ziceam, dacă ești un pic mai sus la înălțimea asta, am trebuit să te apleci ca să vezi ce se întâmplă în urmă. Da. Auzim cum pornește ceva, se oprește ceva. Hai să vedem noi un stop un pic. Da, 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 e cald aici. S-a muiat. Vedeți? Deja îmi pot înfinge degetul în ea. Partea asta e moale, aici mai e un pic tare și aici e moale, da? Și că a durat câteva secunde, un minut maxim și a dezghețat. E ok, până îl mai dibuim noi cum funcționează, mai durează un pic, dar cam asta a fost prezentarea. După cum se vede, rămân degetele. Asta este aici folia, pe el... Nu prea rămân. Mai multe rămân pe folie. Deci dacă îi dau jos folia asta, da, nu rămân așa de multe. Se văd foarte puțin. Asta a fost. Deci Samsung GX83, nu, altceva. Vorbesc prostii. Este GE 83X modelul. Unde? 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 Aici. Aici. Asta a fost. Spor.